Vă salut! Un domn a fost interesat ca să vadă cum este făcută această mașinărie pentru îndoit plat bandă pe cant. I-a scris comentariul, cred că de aproape 2 ani de zile. Nu am avut timp, această mașină am depozitat-o într-un loc foarte greu accesibil. Și astăzi a venit momentul ca să fac acest filmuleț, să vă arăt cum este făcută. Eu așa am conceput-o după cum am gândit-o eu. Se poate face cu ea în felul acesta un cerc de 600 de milimetri în diametru cu această platbandă 30 cu 3 mm. Am făcut un metru în diametru cu platbandă de 50 de mm cu 5 grosime. Este o mașinărie ușor de făcut, foarte bună, m-a ajutat foarte mult, mi-am scos banii pe ea din prima zi. Am avut de făcut un gard la un unchi de-al meu și a vrut ca partea de sus să fie Omega, să fie îndoit modelul acela Omega. Am făcut-o în 2 zile, a trebuit să tai, să găuresc, să dau filete. Am avut o macara pentru... Am luat-o din Italia, am dat 60 de euro pe ea. Am folosit-o ca să cobor molozul de la etajul 2, pentru că nu se poate mai mult, nu are cablu, nu avea cablu mai lung. Deci am desfăcut carcasa de la această macara, am scos scripetele și am folosit cablul electric. I-am pus eu această extindere, această rigletă, pentru că am folosit și ștecher britanic. Acest sistem de oprire, unde venea sistemul ca să oprească, am prins-o pe această flanșă, iar această flanșă este prinsă și sudată de flanșa următoare, care se unește cu flanșa din exterior. O să o desfac și o să vă arăt pas cu pas cum am făcut. O să vă arăt fiecare detaliu. Nu am pus rulmenți, am pus pe direct. Îi dau cu această pompiță ulei din când în când. Acum vreau ca să vă arăt cum îndreptăm această platbandă, care este deja îndoită. Nu merge dintr-o singură trecere, trebuie să facem mai multe treceri. Pentru că nu avem motorul atât de puternic ca să facem o singură trecere. Avem doar o rolă purtătoare. Normal și cel mai bine este ca să fie portante cele două role de jos.
are mai multă putere. S-a încrețit pentru că am îndreptat-o. Ea când se strâmbă, se și întinde. De aceea noi când am îndreptat-o acum, ea nu-și mai revine la forma inițială. Dar dacă o pun pe nicovală și o îndrept cu ciocanul, apoi o facem iarăși și mașinăria se poate. Deci lucrez în felul acesta. Uitați, s-a ovalizat din cauza că aceste flanșe nu sunt reglabile. Aș fi vrut ca să le fac reglabile, dar această mașinărie o să o las în felul acesta și vreau să-mi fac o altă mașinărie, valțuri, ca să ruluim și tablă și pe capete să fac acest sistem cu diferite modele și pentru țeavă rotundă și pentru țeavă rectangulară și pentru platbandă, dar vreau să le fac reglabile. O să fie un proiect extraordinar. Am nevoie cât de curând să mă apuc de acel proiect, pentru că trebuie să fac colectoarele la tocători și depind de lucrul acesta. Acum pierd foarte mult timp în felul acela pe care vi l-am arătat, cum fac colectoarele, dar dacă am tabla ruluită, o să fie mult mai ușor. Acum o să vă arăt, încep să demontez, o să vă arăt cum arată fără aceste role și cum este prins sistemul acesta. O să desfac șurubul, o să ridic primul valz. Avem în felul acesta. Aici o să pun un rulment, o să merg la strung să facem o casetă și să introducem un rulment, să meargă mult mai ușor. Frecarea la aceste utilaje este cea mai mare problemă. Acestea au fost ganterele mele de când aveam 12 ani, făceam și eu sport. Acum fac sport în sala de mese. Acum o să scot această contrapiuliță, nu am găsit o piuliță pe această dimensiune și mi-a făcut un strungar dintr-o bucată de metal. Pe grabă. O să pun alta, să desfacem această contrapiuliță. Această flanșă este pe filet. Această mașinărie am făcut-o cu 200 de lei. Pe lângă ce materiale am avut eu,
am avut acest blat, acest șurub pe care l-am luat de la un trabant, de la cricul la un trabant, gantele din copilărie, rectangulare pe care le-am găsit prin, pe care le-am găsit prin curte. Și ce am mai avut a fost macaraua aceea. Aceasta am vrut să fie pe filet. Era mai bine dacă era pe canal de pană. Dar v-am spus, am făcut-o într-o perioadă când nu erau atâtea posibilități ca acum. Am făcut-o acum 10 sau 12 ani. Avem în felul acesta. Atât pot să desfac acum. Pentru că acest ax este înfiletat pe axul de la macara. Aceste flanșe sunt unite prin două șuruburi. Se vede prin aceste șuruburi. Două flanșe și un distanțier. Avem doi distanțieri, ca un fel de prezon, care trece șurubul prin distanțier și avem posibilitatea ca să nu se ducă stânga-dreapta, pentru că acest distanțier este cu un milimetru mai mic decât acest gol. Am făcut această degajare și am sudat piulița de la șurub, acest sistem, ca să nu iasă, este o bilă. V-am spus, este un, a fost un cric de trabant. Am sudat această lamelă ca să fac eu semne. Puteam să pun o gradație în centimetri, să vedem cât ne ducem în jos, dar am neglijat. Aici putem să dăm găuri mai multe. Pentru platbandă subțire ne apropiem, pentru platbandă mai groasă ne distanțăm. Putem să facem două canale și cu un sistem de a ne îndepărta sau ne apropia cu o bară filetată. V-am spus, acest proiect a fost un proiect pe rapid, pentru că aveam nevoie. Nu puteam să îndoi platbanda la ciocan pentru că se vedeau loviturile. Și aceste axe sunt găurite și prinse cu șurub din partea aceasta. Acesta este un blat de 20 de mm. Era un blat pentru abric, dar am suspendat proiectul acela pentru că am făcut din alte materiale. Cam atât. Sper să vă fie de folos și acest videoclip. Sper că domnul care mi-a scris comentariul nu s-a supărat pe mine pentru că nu am avut cum să fac acest videoclip mai repede. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!